Salutare, eu sunt Regina și astăzi vom pregăti crevețe în sos de unt și usturoi. Pentru aceasta aruncăm în tigaie 50 de grame de unt și puțin ulei de măsline. Topim untul, după care strevim 2-3 căței de usturoi. Adăugăm creveții și îi amestecăm cu spatula. Îi călim timp de un minut, după care adăugăm 2-3 linguri de sos de soia. Condimentăm cu sare și piper după gust. Stoarcem zeama de la jumătate de lămâie și din nou amestecăm. La final presurăm pătrunjel. Punem capacul și lăsăm să fiarbă timp de 2 minute. Stingem aragazul și punem capacul timp de 10 minute pentru ca creveții să absoarbă toate aromele. Creveții sunt gata. De data aceasta îi vom servi cu orez negru. Poftă bună!